Eu m-am făcut în științare, pentru că eu sunt sunt membru al partidului. Platforma, da. Platforma Trașă de Demnitate și Adevăr, înțelege aici. Și am fost sunt în Consiliul Politic a Partidului. Acum și-a făcut. A venit deputatul ăsta care este tânăr la noi aici, la Iedriț, că i-am uitat cum familia lui. A fost bătut, așa și-a fost bătut. Aha, știu. Așa și-a fost bătut la Iedriț. Și-a făcut cu tata lui și cu tăți ăștia, așa că am fost 20 de persoane care au luptat 5 ani de zile, au fost, nu erau mai mult, să râdeau toată lumea din noi, că voi îmblați, faceți așa. Și am fost și am ajutat cu banii mii, cu tot cu ce-a fost, i-am susținut și am făcut politic. Cel mai bun, auzi, cel mai bun și cinstit, înțelegi, este Platforma Ta de Unitate și Adevăr și vă rugăm să-i votați, înțelegi, să-i faceți. Dar nu răspund niciunul la telefon. Și i-am scris lui doamna Maia Sandu și i-am scris, răspunde, i-am scris să vii, înțelegi. Cum el odată în cărteie lui sectoristul Colesnic, Victor Vasilievici, care el a furat, înțelegi, împreună cu comisarul Ionu Iedniț Rusu Alexandru, cu s-a plecat, cu narcotică, cu rachiu falsificat, acolo s-a plecat. Am el bras candidează la primar în satul Trincă, înțelegeți. Oho, dar și poate un polițist candidează? Ia că candidează, a venit așa. Și eu i-am dat în științare lui Andrei Năstase de 3 ori și nu vreau. Am greit cu Vasile Năstase. Am mai greit cu băieții de la Jurnal TV, care eu îi tot cu dânsa am grăit, îi susțin, înțeleg, să vii, am materiale cu mine, am venit acum, dacă se gătesc zilele astea, și eu primit, fac o emisiune pe, la jurnal, înțelegeți. Dacă e critic și așa, nu mai aștepta. Dar polițistul ăsta candidează din partea platformei sau blocului acum? Din platformei și acum, da. Vezi că la noi platforma asta merge împreună. Dar prima ta nu te-a chemat pe liste să fii consilier? Nu m-a chemat, nici nu i-a spus nimic. Zici, pe noi ne-a futbolit ăsta, plângău, Dinu plângău. Dinu, da. Dinu plângău, a luat cu tata lui și a venit, a adus oameni de la Partidul Democrat și i-a pus puteți, i-a făcut președinte, care a fost președinte, eliberat, secretarul eliberat, pe noi ne-a eliberat puteți. Dar cum de Gudumac nu-l propune? Sau el duce la consilierul raional? Da, nu mai, cu Dumac, el mai tot candidează. De la PD? El candidează, nu, și la socialiști, ori la PD, dar se candidează. El și lumea cred că ar să-i dea vot de încredere, că mai înainte, că fiind cu furat împreună cu dâns și candidează, n-are și neam și neva. Nu vrea să nimeni să vâri capul în prostie și aici este la Trincă, înțelegi? Te referi la braconaj din defileu? Și de braconajul din defileu și cu narcotică și procesul verbal. Dar ce-i zis de narcotici și de polițist? În ce fel implicat? Nu-i de judecată, am pentru calomnie. Polițiștii ăștia au făcut procesul verbal. Eu spun că a fost cineva, a fost o companie de tineret, a făcut o zi de naștere cu Ivan, înțelegeți? Și acolo sunt rudele lui Colesnic Victor Vasilievici. Și acolo au întrebuințat narcotic. Și narcotica și aia a fost chemat, invitat cu un băiat pătimit și a chicat recunoștință acolo jos. Și l-a chemat rudele lui să vadă și să facă. Colesnicul a făcut și a organizat. A pus-o în bus, a scos o roată la o mașină și a făcut avarie, înțelegi? Dar nu a fost avarie. Și omul și-a fost băiat și la tânăr, a fost dus la Iedniță cu mașina de ocazie, a fost dus la Iedniță, la spital. Acum și-a făcut. Drept de are ăsta care cu stâncă, familia lui, o băietul lui, o pătimit, înțelegi, repede are legătură la Bălț, acolo niște rude, tot lucrează la scoare. Atat de unde știi toate astea? S-o povestit? Eu le știu, ei au povestit tot. Și când s-a întâmplat? Asta a fost în 2017, la 1 ianuarie 2017. Relativ recent. Nu, am înștiințat tot procuratura din Bălț, am înștiințat procuratura din Iedniț, poliția din Iedniț și eu falsificat document cu băietul ăsta uticat, a fost sub tavare. Eu am cerut, dacă a fost tavare, am cerut, înțelegi, să dea fotografiile, să dea tot și nu i-a dat nimic. Acum, dacă am scris la corupție la Bălț, aici la corupție la Bălț au spus că nu e nimica, a fost avare, a fost cum avare, mai nu mai fost nicio avare, nici a fost n-are. Și dar de ce acuz polițistul că a furat? El poate e prost, nu a putut să investigheze și e incompetent. Nu, copii, eu am auzit pe urmă că polițistul a luat 300 de euro de la dânsi să stupi toată treaba asta, înțelegi că acolo s-a fost narcotic și nu a fost narcotic, a dat drumul, băieți s-a dus pe hotară și a venit la 7-8 luni de zile, a venit de acolo de pe hotară, înțelegi? Și așa greu de făcut 300 de euro? Da, deci, așa polițistul Colesnic, așa am avut informații de la prietenii, prin vorbele lor, o luat și s-a stupit ăsta. Dar eu am cerut să dea la avaria asta, să dea fotografii, să arate, deși eu am avut, dacă eu am întrebuințat narcotic, ce a avut el nevoie, 3
trei canarieși am văzut un eu au venit în ziua și trei canarieși care au alergat. Cine a adus score? Cine a venit score? Să fie scheme, score, să ieși. Și eu am avut poliția cu oamenii și că dacă eu fost un trebuințat narcotic acolo. Și deci, au astupat toate întrebările este. Și au dat la Bălț. Aici la Bălț i-au dat răspuns. Pușcașul, de procurorul Pușcașul de la corupție, i-a dat răspuns. Și procurorul din dar Bălțul l-am înștiințat pe toți, zici, dar au spus procurorul la Bălț că se ocupă anticorupție cu dânsul. Mi-a dat răspuns că faptul nu s-a adevărat, domn Petrovici, că el a fost șofer. Și iată, asta e toată chestiunea, zici, care costă sume de bani mășcate. Și polițistul de sector probabil îi complice la ce se întâmplă și în defileu, cu piatra de acolo, cu gropile de vară. Dacă s-a furat de-aia ca acum, s-a furat, înțelegi, până în 2016 erau furat 4.000 de cuburi și poliția nu a făcut niciun proces. Cine a estimat suma asta? 4.000 de cuburi, cine a estimat? Cine a calculat așa? O calculat de la ecologie, a fost de la Ministerul Mediului, înțelegi, a fost o comisie de acolo și eu am răspunsuri la mână. Dar din 2016 până în prezent, înțelegi, că am dat de-aia cu Procuratura Generală, care a venit cu domnul Ugre, așa se bădea cu pumnul în chiep, că l-ar să fac. Băi, vine fie că este o groapă de vară, constatăm cât vară scotem, cât dintr-o groapă, că nimeni îl face în 12 ani de zile. Ugre spune, au venit s-au bătut chept în bat, că eu îmi să fac încolo. Acum și au făcut băieță. Băiețul care a făcut e șmichiros, băieți și e șmichiros șteț, înțelegi? Braconieri ăștia care cu varul. Da, groapă de var costă undeva 900 de mii, un milion. Groapa azi de var care a fost acum, a pus varul sub peliculă. Deci a fost arestată. Ca să vinzi varul, ies atâția bani. Sau da, ce înțeles cu asta? Sau cheltuieli ca să faci o groapă? Nu, mai, nu cu cheltuieli. Ca să vin ca asta, cu făcut varul. Și ala costă. La masă. Vă mulțumesc. Lingura e asta, dumneavoastră. Da, ia mie, da, și vrem tot, e la dumneavoastră, ia să rămâi aici, că ea nu-i trebuie. Bine. Bun, mulțumesc frumos. Plăcere. Dar unde sunt domnii? Au plecat, cred că duc la masă. Aici sunt, întrebarea a fost că, asta... Costă... Varul ăsta costă, dacă îl vând la preț 15 rubli, costă 1.000.000 de lei. Am așa înțeles. La var. Acum ce a făcut? Băiețul a lăsat care a fost pricina. Și ăla principal a fost un grip Gheorghe lui Vasile, el a pus banii acolo tot. Dar a scris că a făcut varul Paviliuc. Înțelegeți cum? Și ăla i-a dat, așa ăla îi plătește câțiva bani ca să scrie cu familia lui și spui că varul el îl face. Și au venit toți ăștia de la Chișinău, așa se bătea unul ăsta, Uglea, cu chep, cu mâna în chep, că eu dacă vin aici, eu am să le arăt lor, eu am să le fac. Ce a făcut el? O strâns de șchetșele de acolo, fără mine, fără ceva, o strâns de șchetșele acolo în groapa și acolo. E desfințită, poate eu fost o leagă de acolo. Și eu mă duc cu Petroiu și am să fac acolo expertiză și am să vedem și... Ca să demonstreze că teatrul e din defileu. Da, da. Că și ei pretindeau că e de la Urhiei. Da, și nu. Eu s-au dus, au fost trei sași acolo, prin trei sași au fost pus. Și înseamnă că în primul sac nu îi spune și a fost, dar îi spune că a fost în sacul 2 și 3, înțelegi? Frighelești că a fost piatra de la Orhei. Nu poți fi piatra de la Orhei, când arde piatra de la Orhei, este moale ca creta și când faci cuptorul, el nu știe cum să arde varul. Să faci cuptorul așa în strâns, să faci ca o prasadă, dar de superat așa o bortă și se înclinează acolo, dar se înclinează numai cu piatra moale de asta care este de la Trinca și de la Orhenești, se înclinează. Că dacă e piatra de la Orhei și e când s-a arde, sfărâmă, știi că te întrezi, așa o ticat piatra și e s-a înnăbușit și gata, nu mai este var. Și ei nu au venit. S-a dus el de dișe, de la Trinca, au plecat, s-a dus, când s-a dus la Edinți, la Chișinău, aici au venit, eu ce-am să fac, ar și ei. Și eu făcut el, nu a făcut nimic, el s-a dus în concediu. S-a dus în concediu, el s-a dus, Ghenadi Părlei, s-a dus, cum e familia? Trebuie de la Procuratura Generală, la Procuratura Generală, dar Procuratura Economiei, voi cum se mai numește, e. Și cu domnul Nichita. Nichita este șeful lor. Înțeleg? Și am întrebat, zic, băi, când mă uit, mă sună pe mine, domnul Petrovici, varul îi spune, nu mai ești sub peliculă. Dacă nu este varul sub peliculă, vă zic, doamne, am întrebat, dar făcut la Procuratura din Iedniț. Procuratura din Iedniț a spus, domnul Petrovici, este un procuror care a venit nou între ăștia și am încredere. Îmi trebuie să el e nou și nu are, poate, uneva a avut șmichirie el, dar la aici nu. Și mi-a spus, fă repede la 112 și am să flăm unii varul. Dar i-am prins noi în flagrant cu dronele pe Dorel Bobu, eu sechestrat Camazul, Zilu, cu
Chiar. Acolo și... e implicată poliție, procuratură, tăi din iedini, țineți așa, judecători, dânsi. Chiar chestiune este tăi și-au fost cu avările și-au fost atât acolo, cu exploziile este tăi, tăi spăcuți procese verbale. Eu am gârtei la mână și am venit, înțelegi, că ne-am pierdut în judecată. Erau explozii în defileu, îi scoteau chiatră cu dinamită și pretindea cu cica de pe casă, da? Da, de pe casă, scaturi crăpată, înțelegi? E ca așa proces, care fiecare proces costă 5.000 de euro. Asta pe euro s-a făcut, 100 de mii. Deci acolo e o mafie și nu se iasă de grabă. E o mafie puternică, înțelegi? Când în judecată nu s-a prezentat niciunul. Acum nici Uglea, nici nu vrea să-i răspundă. Nechita nu vrea să-i răspundă, îi spune că nu suni mai mult. Pârlii nu vrea să-i răspundă nimic. Asta e tot de brigada lor. Dați-ne voie, de vă rog. Interviu. Asta e tot mafia lor, înțelegi, care este acolo și care ești. Nu-i răspund nici azi, că îi sunt tăți pe telefon și nu-i nimic, înțelegeți? Și am vorbit azi cu ăsta, cu procurorul general. El este plecat o spiști hotară și am spus, domnul Petrovici, să reșește întrebarea tot cu Nechita. Eu am plângeri, i-am scris lui și tot pe asta. Și acum e plângere și la Iedriță este acolo, mă așteaptă pe mine acasă, mă duc acolo. Și e că nu știu, de-am și să mai faci și să faci cu dânsul și asta este. Poate facem niște proteste dacă tot ieși la Chișinău. Eu aștept, Oleg, eu am venit cu documente. Și la Procuratura Generală, și la Inspecție Ecologică. Eu sunt pe data din tăi să aici. Și la partid putem protesta, dacă partidul face așa, îl pune polițistul de sector, candidatul lor la primar. Nu vreau să-i răspund, înțelegi, și noi am scris și plângeri, am scris lui Moțpan, am scris că Moțpan e secretarul, ăsta am fost și el. Și am scris un moțpan și nu vin niciunul, înțelegi, Oleg. Da, s-a ocupat cu campania electorală, izvinite, da. Și sunt ea, ca eu să-ți dau, și la Iedriță, via secretara care a fost acolo, a fost vinuită, înțelegi, și președintele și ala. Președintele s-a dus și s-a neamuri cu ăștia cu... Președintele Raionului? Vădiță, băiești la Partidul Democrat. Și ei sunt acolo tăți în legătură și ea, ca pe noi ne-au făcut băletești care au fost, de-aia nici n-am încredere între ei, nici nu știu ce să fac, dar totuși mă susțin că ea, ca eu am uitat că... Asta să se ridic maica, să vezi că... A, ai tricou de la partidul, te cred, da. Andrei Năstase, cred că, sau... Da, ia ca uite, platformă de... Lasă să vrei de lume și evidență, le-ai să vadă. Să nu zic că inventez, da. Nu, eu partidul lui, eu susțin, zici că am... Eu am strigat la lume, zici, eu vreau să gazificez satul, eu vreau să vin la Maia Sandu, că eu de-a luat 400 de voturi numai pe trincă, și să-i îndeie eu pe oameni, trebuie să-i gazificez acolo, înțelegea că așa cum este, cum am venit.